Ceahlăul Piatra Neamț se întâlnește mâine în deplasare de la ora 18:30 pe Viitorul Voluntari în etapa 7 a Ligii 1. Confruntarea se va disputa pe terenul sintetic de la Chiajna, acolo unde trupa patronată de Gheorghe Hagi își dispută partidele de pe teren propriu. Meciul se anunță unul greu pentru ambele echipe, în special pentru formația din Piatra Neamț, care în această pauză competițională a avut mai mulți jucători plecați la loturile naționale. Este un meci greu pentru ambele echipe. Punctele puse în joc sunt foarte importante. În această perioadă de întrerupere a campionatului, având jucători la loturile naționale, având și unele probleme de starea de sănătate a unor jucători, m-am confruntat cu unele probleme. Am reușit abia aseară să revină și Popadiuc și Ștefănescu de la lotul de tineret și începând de astăzi am la dispoziție tot lotul. Fotbaliștii pietreni merg la Chiajna după o perioadă excelentă în campionat, unde sunt neînvinși de 4 etape, timp în care au acumulat 10 puncte. Principalul Florin Marin vrea de la elevii lui aceeași atitudine ca în ultimele întâlniri. Jucătorii mei să nu-și pierdă concentrarea pentru acest joc, să aibă aceeași determinare, aceeași agresivitate, să fie foarte bine organizați și în condițiile astea eu sunt convins că vom continua această serie de rezultate pozitive. Etapa a 7-a Ligii 1 începe la Brașov, unde FC din localitate întâlnește pe Concordia Chiajna și se încheie luni cu partida de la Târgu Jiu dintre Panduri și Petrolul Ploiești.